Bine v-am regăsit abonaților rețea la un nou episod de pe acest canal Minunat de Gaming, iar să zic live, dar nu știu de ce. Bun, deci am pus melodia Mortal Song, nu neapărat cu motiv, dar să mai o ascultăm o dată. Prima oară când am ascultat-o pe canal a fost în primul episod de Clash Royale, adică acum vreo 2 ani. Ok, este asta, suntem pe contul lui Abby. Am zis cum am primit mesaje ca mi-a adus la telefon. Ua! Ok, bun, o să oprim puțin. Asta. Bun, deci astăzi suntem pe contul lui Abby, unui prieten al meu. Și n-am vrut să mă laud, pentru că nu e bine să te lauzi, dar în episodul astăzi o să-i cumpărăm Battle Pass-ul, o să-i cumpăr o Battle Pass-ul. Țin cont să zic că este al doilea cu Battle Pass, nu, este al treilea Battle Pass cumpărat de mine pentru prietenii mei de pe Crest, din clanul meu, și al doilea Battle Pass cumpărat pentru el. Deci dați acolo un like. Dacă vreți ca pe viitor să vă cumpăr și vouă Battle Pass-ul, pentru că m-am gândit că ar fi frumos din partea mea să vă cumpăr vouă Battle Pass. Petrual, ok, Petrual, nu e Petrul Pes, e Petrual, Petrul Pesul e pe Brawl Stars. Ok, deci e Petrual, dacă vreți să vă cumpăr Petrualul, mă gândiți eu asta, dar nu prea, dar e doar asta o idee, bun. Deci el are deja level 13, o să-i cumpărăm Petrualul astăzi, bun. O să dăm și câteva meseri în arenă. Mamă, n-am mai jucat în arenă de vreo câteva zile. Nu mi-a venit chefos să jucat în arenă, pentru că pierdeam mereu. Cu toate că eu, sezonul trecut a fost foarte ușor de jucat, de urcat în arenă. Sezonul ăsta e foarte greu. Nu știu, asta mi se pare mie. Ok, fără altă discuție, hai să cumpărăm Petal Pesu. Ok, abonaților, și am cumpărat Battle Pass Royale, God damn it, că nu pot să desenei mă tuse cu gântul la Clash Royale, la foamne, la Brawl Stars, bun. Ok, deci, în primul rând, o să luăm reordurile de aici. Ok. Păcat că pe partea asta, pe stânga, adică unde ai Battle Pass-ul, bun, o carte legendară să o folosească când se vrea el să facă o legendară de level 13. Păcat că pe partea stânga sunt doar reorduri de wild card-uri, cum s-ar spune. Bun, avem și token-uri. Bun, și tower skin-ul de la Kitten, adică bun. Ok. Foarte smicher. Ok, hai să continuăm unde eram. Bun, hai că te simți niște seturi. Bro, poate pica legendară, că nu știu ce fac. Două demuri. E bine cum ai pică și niște demuri. Ok, n-are multe, până la cât? Până la 5, parcă e. Bro, și țin să vă menționez că acum câteva episoade mi-a picat legendară din Silver, parcă Inferno Dragon, dar am uitat să vă spun, oricum nu prea e interesant. Adică e interesant, dar trebuia să vă spun la momentul respectiv, să pun și o poză, dar nu mai conduce. Ideea e că vreau să țineam asta să vă spun. Ok, până la 16. Păi mai avem două seturi de deschis și de luat o cheie. Două cheie, de fapt, că sunt două. Ok, are inventoriul full de chei. Ok, și astea au fost cam seturile care au fost și toate astea. Ok, o să intrăm aici să luăm 50 de demoni. Deci, bro, deci mă... Sunt așa de trist într-un fel, pentru că eu am făcut să trimit de trofee. Și gândiți-vă că eu puteam să iau și legendarea aia, 10.000 de bani, și iară 50 de demori, dar nu. Eu hai să stoc în arenă, și asta am scăzut până la trimit 700 și se face trofee și asta n-a fost ok deloc. Bun. Păi, avem foarte multe lucruri de făcut. Ok, legendarea asta, din câte mi-a zis el, vrea Mythical Archer, văd că deja o are să o ducă spre level 13, pe aici eu o să băgăm. Ar putea să mai pună încă cartea asta de book, mie. N-ar mai fi trebuit să-i pun eu o legendară, dar nu știu. Ia, el se joacă, văd. Are totul maxat pe aici, alte teguri, totul maxat.
Am mai încercat niște lockbait-uri pe aici. N-aș vrea să-i pun cărțile astea în situație nu-i trebuie. Văd că n-am mai are nimic pe aici care să îi trebuiască, care level, care de level mic. La fel și asta, uite aici, îi mai punem un Inferno Tower asta. Bun, mama, n-am mai are nimic la cum e, că poate să apureze totul, să înțeleg. Bun, totul cu un level mai mare. Are 42.000 de bani. Are cărți relativ level mic. Dacă e să-i upgradeți ceva pe aici, pe care minimul e de level 9. Bine, cred că are cărți mai mic de level 9, dar nu... Dar nu are cărți pe el. Nu, level 9, da. Ok, păi. Hai să upgradeăm și noi legendarele. Uite că îi dă XP de ăsta. Ok. Mie, sper că nu se supără că i-am upgradat legendarea asta, că oricum, mamă, 2000. Oricum poate să le mai pună la 3, văd, că mai are una din două. Bă, măcar să-i upgradeam cărțile bune. Uite, de exemplu, cartea asta mie îmi place, Real Hog. Ce mai bun? Fireball-ul. Ok, hai că e de fapt prea mult bun. Iată că vreau să... Mamă, de zimit... Ok, am înțeles. E de fapt prea mult bun. Apoi o să dăm un mes în arenă. Sper să-l câștigăm. Am făcut asta o mică introducere, știți? De am... Deci n-am fost să tețele, nu, da în turn! Uite că ăla, tată două luituri în turn! Am făcut asta o mică introducere de am cumpărat pe tălpete și toate alea. Foam, nici nu știu să... Bro, eu nu prea... Eu cam am uitat cum se joacă jocul ăsta. Pe bune zic. Asta nu prea a fost corect. Hai, bro, pe bune, uită-te, bătitul care canter. Urăză cu ăsta atât de mult, de aia nu mai joc eu Clash Royale, o să mă las în cel mai scurt timp de joc cu ăsta infect. Scoate! Când scoți la... Mama... Episodul ăsta va fi un episod de tant cu Raider, știi? Că, na, ok. Mamă. Du-te, Ocraderul, du-te, ia-o în față! Ce faci? Mă vor duc atât de mult. N-am vrut să pun scheletul în armii! Îmi pare rău, bro, dar nu... Dar n-am putut... Am făcut eu prost. Mă, câte... Ăla a dat hit. Doamne, ce urăsc o zocul ăsta.
800, nu, 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 că rămân cu mai puțin. Asta! 3-3 de trofee, bă, toate în culo, bă, că nu, bă, m-a luat cu inima, bă, m-a luat cu tensiunea, bă! Doamne! Doamne! Nu cred că avea nevoie de portia, nu, nu, nu cred. Bro! Holy fuck! Doamne, hai, mai dăm încă două meteori. Sunt curios de țipa. Bun. Hai, încă două meteori. Mamă, bă, m-a luat cu tensiunea, bă, mi-a dat 3-3 de trofee. Uite câte trofee ăla avea cu... Cu vreo 30 și... Ceva de trofee acolo, nu mai trebuie acum să calculez. Acum, acolo sunt vreo... 3-3? În fine, îi dăm acum un nou meci. Bro, Megagnetul ăla face totul. Deci Megagnetul face totul într-un meci probabil. Nu știu ce știu. N-am avut ce să pun. Și n-am vrut nici să aștept că cine știe ce. Ok. N-am vrut să fac asta, îmi pare rău. Nu mai dar două hituri. Ok, ok, bun. Ok, ok. Bun. Ok, foarte bine până acum. Bro, uite că duc mai bine în Challenger 1. Bun. S-a lăsat, mă gând că s-a lăsat. Emoțiul ăsta îl am și îmi place super mult. Ok, bro, sper că te-ai lăsat. Bro, spune-mi că te-ai lăsat. Bro, mai fii tu de fata că n-am noroc. Petel pe suralul face totul. Luați-vă pe suralul. Oh, Doamne. Menusul, zic eu. Adică, i-am mai luat și prima oară când am luat pe suralul. Parcă am jucat la el pe conții. Nu mai știu, nu, nu. Sunt curat de ziva. Nu, 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 nu. Bro, ar fi pentru prima oară în sezonul ăsta când ar face challenge. Stați puțin, ne uităm pe aici. Mamă, dacă îi dă 29 de trofee. Uite, cât mi-a dat pe mesul ăsta. Nu am nevoie de mai multe. Mamă, ce clan bun, ce clan nero ăsta. Ok, bun, bun, bun. Okay. Doamne ajută. Level 13, fac că n-are skin, are mai puține truf. Nu cred că o să-mi dea 29. Ok, ok. Nu,
A luat, dacă el acum a făcut. Bun, perfect, cât una. Hai, dă-i, mai dă-i încă una. A, mă, bă, tim... Norul cu scheletronic, cred că o omoară mai repede. Pe uite. Ok, asta n-a fost foarte ok. Asta nu prea mi-a plăcut, dacă ți se zic. Hai, bro, îmi pare rău, dar... Doamne, am jucat-o cam prost, trebuie să recunosc. Că partea asta am jucat-o prost rău. Ok. Nu-mi place că are balonul și... Nu pot să zic că n-am... Canter. Ca acolo, la mine, pe cont, aveam canter. Ce să mai? Doamne, uite, pro, când am venit pe care contă? Contră. Are. Multe lucruri, are. Bro, uitați-vă de voi, ție zoc nemernic. Am mai dat un metru la încătricații. Nu, ia zi eu luat 200 de trofee, uite că mi-a dat 200 de trofee în loc de câte am pierdut eu, adică 200 și... Da. Practic, da. Ok. Nu o să mai dau un mes în filmare pentru că deja o să fie prea mult, dar dacă e să-l câțic o să fie... Bro, deci în mine să plâng. Deci uitați-vă și voi, când zici-vă, că nu-i contul meu. Uitați-vă și voi, am făcut 5971 și ți-a dat totul de repede, nu, n-ai cum cu jocul ăsta, n-ai cum, e trica jocul ăsta. Ok, hai să intrăm pe cont mare și să încheiem să nu-i video-ul. Deci, abonați-vă, oricam atât am fost cu acest episod, Mirror Brand de Clash Royale. Vă spun eu că următorul episod este... o să pusem una bună acum ar veni, cu cum s-ar spune. Deci va fi când vom posta un abonat, de aceea vă spun că dacă vreți să vă puteți pe voi, aveți linkul de la canalul meu, linkul de la Instagram în descriere, nu uitați să dați acolo un follow. Am văzut editii, vă spun la revedere. Pa, pa!